gustat, bă, în aprilie? Rogoașe, dă-mă dracu drumul la centrală, bă, că murim acile înghețați, bă. Ce spui, bă, și să plătesc sute de milioane pe gaz, n-ai văzut că s-au scumpit? Lasă că nu o să mori o zi! Cât o să țină gerul? Dracu de chip, croș. Chiorete, unde aduci? Chiorete, să nu pui mâna pe ceva pe acolo, că nu știu ce fac. Chiorete! Ce bine de mine că am stratul termoizolant. Chiorete, ia mâna de acolo! Mai trage disperatule, că... Ce ai făcut, idiotule? Eu? Tu ai făcut. Opriți curentul! Opriți curentul! De ce, mă? Pentru că milițianul ăsta a tras de la curtul de casă la centrală și l-a rupt! O să murim! O să explodăm cu toții! Tot a tras de mine, ia uite! Eu m-am ținut de ăla și el a venit! Dă, femeie, televizorul ăla mai încet! Nu vezi că studiez? Aoleu! Tu ți-ai nebunit? Te-a lovit cultura așa dintr-o dată? Dar ce citești? Un tratat de diplomație, pentru că șeful vrea să-și ia consilieri de imagine, să nu mai facă tot felul de gafe pe unde se duce. Și care dintre bodyguards e mai pregătit, ăla va fi ales. Și alege consilieri dintre bodyguards? Dar noi ce avem, dragă? Suntem pleba societății, gorile fără creier, ce avem? Nu iubim, nu, dar mă gândeam că... Și alege unul cu facultate. Nu și alege unul cu facultate ca să nu fie complexat, pentru că el are doar liceul. Și acum, hai, muclezi la televizor că trebuie să mă elevez. Să nu mai țip că ai lângă tine un goriloi incult. Vezi, fraiere, dacă te-ai zgârcit la gaz, acum pe curent o să plătești dublu. Dați-mi drumul! Ai vrea tu, câine? Ca să ne scoți siguranțele, sau de ce? De ce? De ce? Pentru că am înghețat și vreau să mă încălzesc și eu. Dați-mi drumul imediat! Ce-ai făcut, Gogoașă? Eu, idiotule? Ce dracu să fac eu când ești legat? Voi ați ars panou electric cu caloriferele alea. Și noi acum cu ce ne mai încălzim, Gogoașă? Dar de ce taie mine? Ca să mă încălzesc, că doar noi vrea să fac șoc de la ipotermic. Auzi, dacă tu vrei să încălzești, du-te la tine la țărindici, că acolo căldura e moca, că-i de la buget. Au, acum de ce mai dai? Doftica, că nu m-am gândit eu la treaba asta. Păi normal, cum dracu să te gândești, că ești dintre mai milicianu. Bravo, bă. Am fugit, bă. Du-te. Taci. Băi, Chiorete, viu și eu, bă. Doar că a arestat Mârlane. Dar pe frigul ăsta nu cred că ai pe cine viola pe stradă, bă. Stai, bă, pupă, să unde te duci? Stai aici, rău, că n-ai pe cine viola, unde te duci? Și mă duc la emisiune. Păi da, la emisiune. Ai pe cine viola acolo, viu și eu. Da, da, vino, vino, că de-abia așteaptă bodyguard-ul să te întrebe cu ce l-ai lovit data trecută. Să l-am... Cogoașă, ce ne călzi, bă? Iubi? Iubi, mi-a dus și mie crema de mâini din baie? Dă forfecuța, dă penseta, dă oglinjoara, acum dă crema! Nu puteai să mi le ceri pe toate o singură dată? Bine, dracă, gata, gata, nu mai cer nimic. Tac. Auzi, dar mi-a dus și mie crema aia de mâini, că mi se usucă mâinile. Vrei crema, nu? Da. Bine. Băi, băi, crema e la noi în baie, nu la Iulica. Acum e la Iulica. Dacă o vrei, du-te și ia-o. Și rămâi acolo până mâine. Bine, dragă, am înțeles. Rămân. Dar să dea naibii să nu iei examenul ăla, că sparg fața aia. Doamne ajută, că am scăpat. Ce mai vrei? Am venit doar să văd ce mai faceți. Facem bine, Gogoașă. Facem bine. Și acum dispari! Dispari, mă, am zis! Hai, Chiorete, pleacă acasă, că am terminat pe ziua de azi. Acasă? Eu mai rămâi șeful.
Că mi-a șoptit paranormalul că în seara asta se întâmplă ceva grav. Și eu trebuie să fiu a cine la post. Grav? În seara asta? Păi atunci rămân și ochi, Orete. Tu ce cauți, mă, aici? Doamne, ce bine la tine aceea, ce cald e. Au spus să rămân și eu puțin, că mi-e cam frig. Nu, Mârlane! Ieși afară! Astea-ți mai trebuie? Mârlane, ieși, am zis! O, bă, că nu-ți dau, nu vrei, nu-ți dau, nu mai te răgni. Uite la el. Păi ce că te servesc? Gogașa, vrem să dormim. Dispari. Șefa, încă două minute, până mă mai încălzesc puțin, te rog. E, nu că asta e culmea. Tu ce cauți mai aici? Au, ce că am... Am venit să vă adun niște bomboane, șefa, că... Dar le-am gustat eu înainte vreo 10, ca să nu fie otrăvite sau vechi stricate, că știi că tu ești feblița mea și vreau să te îmbolnăvesc. Mârlane, cutia asta de bomboane am adus-o eu. Dar mi s-au împrăștiat posesul în camera la Vandam. Auzi? Ia duceți-vă voi, mă, la Vandame jos și vedeți dacă nu cumva a mai rămas vreo bombonică. Să nu îndrăzniți, că e ocupat. Studiază, da? Studiază? Ha, ha, ha! Bă, vreau și eu să studiez, mă! Pozițiile de somn! Hai, plecați! Șefa, dar dacă tot vrei să studiezi și tu, nu vrei să cobori la Vandam? Calculii liniște și puteți să studiați împreună. Nu? Corect! Și rara naibii să fie cu scaunele voastre și cu bomboanele voastre de tâmpiți ce sunteți, care le-ați aruncat voi pe jos să-mi facă mie capul praf! Gata? Da. Ieși afară, ciocănitoriu! Nu ies, că mi-au invadat apartamentul. Dă-i afară, că ești proprietară. Dar nu vor să iasă. Nu mă interesează, găsește o soluție. Numai ieși odată. Auzi, dar vreau să dau și eu un telefon de la tine. Ia-l cu tine și ieși. Chiorete, ai avut dreptate. Plecăm. Unde să plecăm, șeful? Pe frigul ăsta. Ia-te la adresa asta, Chiorete. Asta e o glumă proastă, șeful. O fi, dar noi trebuie să verificăm. Asta e. Lăsați șeful că rezolve problema asta imediat. Dar ce să mai ieși mai iurea pe frigul ăsta din circă? Vandame, bă, tu te-ai țignit la cap? Păi tu trimiți poliția la dejenica mea acasă? Vezi că dracii te găsește, bă! Gata, șeful! Am rezolvat-o! Urgența e gata! Și adem noi frumos aici la căldură. Sigur, Chiorete? Nu-i de-a! Hai, și dacă n-ai loc, dă-te mai încoace, nu se îngrebă de acolo. Na, sunteți mulțumiți? Hai, faceți iureș, faceți scandal, faceți hărmălaie, că tocmai a chemat administratorul poliția. Bă, eu zic să vă cărați. Yes, yes, merge la căldurică. Bă, tu ești idiot? În primul rând că nu te duci la căldurică, ci la răcorică. Și la doilea rând, o să mai primești și amendă contravențională de 10 milioane pentru că ai tulburat liniștea publică, Mârlane. Ne-am tulburat nici măcar de 10 milioane. Eu mergeți. Aș complica cam ceva treabă de rezolvat. Somn ușor. Să vezi ce-i dau eu lui moșul ăsta reclamagiu. Ha, o să cheme poliția, a? Las că-i dau eu motiv să cheme poliția. Stai, mă, Emma, stai așa, stai să spun. Nu administratorul a chemat poliția. Dar cine, cine, cine a chemat? A chemat poliția, bărbatul, mă, că auzi, căci că-l deranjăm noi de la elevarea lui. Van Damme? A nebunit? De ce chemam poliția? Ce poliția?
te-am chemat, măi, femeie, lasă-mă în pace să învăț. Sau ți-e frică că-mi iau un serviciu mai elevat decât al tău și acum cauți motive, nu? Băi, Chiorete, tu ori îți bagi joc de noi, ori ți-a luat-o paranormal, ora asta. Îmi bagi joc, șef, jur! Ce n-aș patenta ce ești? Tu mi-insulți inteligența, mă? Taci! Iată, iată, sună! Iată urgența! Păi nu v-am zis! Alo? Da? Da. Bine, bine, bine. E urgență pe dracu, Chiorete. Ce ghinion! Sunt vecinii reclamați anterior, de data asta să-i reclame ei pe aia care i-au părât. Ai înțeles? Bă, ăștia-și bat joc de poliția română, mă. Dar las că-i liniștesc eu, Chiorete. Șeful, șeful, dar nu merită deranjul, șeful, să ieșim afară pe frigul ăsta. Doar nu crezi că sunt dobito, Chiorete, să ies pe frigul ăsta afară? Alo, centrala? Lili? Sună din 10 în 10 minute la șmecherii aia care se tot reclamă între ei și întreabă-i dacă mai vor să facă reclamații. Ai înțeles? Bine, hai, te pup, Lilișor, pa, vorbim. Să fim și noi simpatici, Chiorete, nu? Facem și noi farse. Facem și noi. Păi... Ieșiți afară, că începe emisiunea în 5 minute. Așa și. Și unde vrei să mergem, Gogoașe? În rahatul al tău de vilă, unde sunt siguranțele arse și centrala termică nu merge? Ia auzi! Eu daci nu plec până nu mă încarc cu căldură. Zici și tu că suntem invitați, ce... Bă, voi ați înnebunit, dar bine, Mârlane, șeful a zis că pe tine să te mai primesc în emisiune când o fi o a doua revoluție, da? Intrăm! Ah, afară, 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 afară! Unu! Ieșiți! Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În pat cu Costelo, singura emisiune care va duce căldură în căminele voastre într-o seară răcoroasă ca aceasta. În această seară vom sta de vorbă despre un nou... Opriți emisia, oameni buni! Opriți-o! Mârlane, ce cauți aici? Cocoașă! Da. E revoluție! De-aia veniți înapoi! E plin de revoluționari afară, s-a umplut piața! Și toți scandează contra... Contra... Contra ce? Contra Cosmin Contra, știi, a jucaților... Contra soarelui, dragi prieteni! E o revoluție contra încălzirii globale! E... Oblașă! Da, du-te! Du-te! Din acest moment preiau eu emisiunea, pentru că vom trăi momente istorice. Mârlane, fă-te că lucrezi. Ce? Notează! Ale mele! Taci! Ce? Stimați telespectatori, nu închideți aparatele de radio, pentru că urmează un comunicat important pentru țară! S-a declanșat revoluția contra încălzirii globale! Chiar în acest moment, domnul revoluționar... Ce? Înființează frontul salvării planetei de efectele încălzirii globale. Adică? Auzi, dragă, că eu n-am sunat la nicio poluție. Asta la nicio poliție. N-ai sunat, a? E, lasă-mă că aflu eu. Ce crezi că mi-e greu? Da. Bună seara. Dar nu înțelegeți, domnule, că n-am făcut nicio reclamă. Ia aici, stați puțin că am avut. Ia aici și vorbește cu ăștia de la secția 5 și spune-le că n-ai sunat. Spune-le, mă, spune-le. Nu mai da deșteaptă că-mi sare elevarea din cap. Nu cu dumneavoastră. Cine e? Ce e? Bă, viva revoluția, dracu, mă, știi ce ați făcut, mă? Ați atâția masele, bă, sunt 200 de aici afară, în fața televiziunii! O, mai trebuie hârtie. Bă, auzi, mă, că sunt 200 de aici afară! Până mâine scriu. Băi, au venit 200 de aici în fața televiziunii, ce ne facem? Cum, mă, pe cancerul ăsta a ieșit în casă 200 de aici? Pe cancerul ăsta, Mârlane, că sunt beți toți și habar nu au de fric! Ieși, dacă tot ați avut idei revoluționare și calmați-i, că vor să intre aici!
Dar de ce să intre aici? Dar de ce să-i cați afară? Ajungă cei senatori și deputați ca Nicolaescu, ca Iliescu, ca atâta bada pe-n cap. Du-te și calmează-i până chem poliția. Du-te, ieși! Du-te, Dinu l-a trecut pe Iliescu, bă. Stai, mă, mă. Ești, doamne. Zile pupă, zi. Hai, mă, cu curaj, hai odată, zi ceva. Alo? Alo? Așezați-vă, liniștiți, la locurile voastre! Alo! Alo! Măi, tovarăș, măi, măi, prieteni, măi, cetățeni, afară! E urgență, șeful? Urgență? E puțin zis, Chiorete! E revoluție, bă! Revoluție! Să chemăm armata, șeful! Lasă armata să doarmă, Chiorete! Ne descurcăm și singuri! De fapt, ce zic eu? Te descurci? Doar tu, Chiorete! Că nu e că dacă vin și eu cu tine, ți arestez pe idiotul de mârlanul, pupăză, gogoașe și toți ăștia cu care te mai știi și tu! Eu mai mă știu și cu Van Damme, șef! Hai! Du-te la televiziune, Chiorete! Du-te, că te așteaptă farsele iubiților tăi prieteni acolo! Hai, Chiorete, te rog! Poliția? Păi și de ce nu vine? Pupăză, intrăm! Doamnelor și domnilor, am revenit! Stați liniștiți! Stați liniștiți că aici situația este sub control! E sub control pe dracu! Se trage, fraților! Gogoașa a fost o piatră! Se trage cu pietre! Gogoașe, să trage cu pistolul, cu pietre, să aruncă! Da, mă scuzați, am fost un dobitoc! Să aruncă cu pistoale! Nu mai trageți! Opriți focul! Opriți focul! A venit și poliția! Iată că poliția e cu noi! Poliția e cu noi! Da, da, poliția e cu noi! Cred că e cu noi, că și-a de sub canapea. E cu noi! Am zis că sunt terorist și au vrut să mă linșeze. Voi dacă... Și-am tras un foc în aer și sunt înghețat tot. Băi, calma voi aici, băi, bine! Haideți-vă! Gata, șef, v-am adus pe capii revoluției. Ei, lasă-mă. Bă, voi credeți că nu ne-au prostit aia în 89, că a fost revoluție? Și o să ne prostiți voi acum, mă? Niște amărâți de terchea, berchea, zgribuliți? Chiorete, bagă-i la răcoare imediat. Super, dar e cald la răcoare acela dumneavoastră, că... Nu, Mârlane, nu e, dar vin eu imediat să te încălzesc. Cu asta, Mârlane. Ce se aude, Chiorete? Am gaze. De afară. Sunteți mai mulți, a? Aveți regie? Sunteți cu sunet, cu tot ce trebuie, revoluție în toată regula, nu jucăria, a? Ei, las că vă invit și eu prietenii aici. Că poate n-o fi cald afară și vin aici la răcoare la mine. Și nu vă duceți acum, Chiorete! Ți-ar paranormalul al dracului. Bă, ai avut dreptate, e revoluție, e piața plină de golani. Du-te repede și sună mobilizarea, hai! Stai, Chiorete, stai! Cheamă tot efectivul, hai, Chiorete! Stai, Chiorete, Chiorete, mai bine sună la Iliescu să vină minerii! Hai, stai, Chiorete! Dă-i păște afară, că dacă nu le dăm liderii, ne linșează ea, hai! Dar nu vrem a fi! Hai! Nu e de sână! Chiorete, sări! Am înțeles, șef! Ce faci, mă? Hai, sar, cum ați ordonat! Ieși, mă, afară, că te așteaptă mulțimea! Dar ce mai vrea șeful? Că le-am dat pe capii revoluției! Îl vor pe teroristul care a tras în ei la televiziune, Chiorete! Și l-au văzut intrând aici! Nici într-un caz, șeful! Sunt sute, Chiorete, ieși! Tu o să mă linșeze! Da, Chiorete, dar cine o să fie erou al revoluției? O să ai gratis părea TV, fraiere! Hai, ieși! Timpul testului a
expirat. Predați lucrările, vă rog. Păi cum te-ai ales pe tine? N-ai dat foaia goală? Păi tocmai asta e. Întrebarea pusă de șeful era complet greșită. Și a crezut că n-am scris nimic pentru că m-am prins. Ce, mă? Dar cel mai mult aprecia faptul că n-am făcut pe deșteptul. Să-i corectez greșeala cum au făcut ceilalți. Adică nu numai că ai un bărbat cult, dar ai și un bărbat diplomat. Deșteaptă-o. Andale! Hei, hei, mi-ai promis că dacă iau examenul, mă las să dorm, da? Că și acum îmi sună telefoanele alea în cap. Hai, dă-te mai încolo. Dar ale naibii de telefoane, cu cine le-ai inventat? Graham Bell, iubito. Vezi că ai un bărbat cult? Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Că nu m-am apucat să-l corectez cum au făcut ceilalți! Adică nu numai că ai un bărbat incult... cum au făcut ceilalți. Adică nu numai că ai un deștept cool, dar... Nunta pe neveu e super tare să nebunesc. Hai cu bă, că nebun care să mai nebunească încă o dată, eu n-am pomenit. Dar cine știe, poate devii tu o premieră în materie de psihiatrie, na? Ai sichir comunitarne, că măcar mie are ce să mă nebunească în cap ca în creier, da ție? Mai ai tu creier. Păi nu ți-a rămas, bă, sub unghii când te-ai scobit ultima oară în nas? Auzi, bă, păză, de ce nu faci, bă, și tu o nuntă de-asta pe neveu la tine în emisiune? Eu cred că ai sparge, bă. Și de unde naiba miri? Bă, gândesc la ceva. Mă iau eu cu Iuli, bă, în emisiune, cu Iuli. Care-i Iuli? Iuli, spaima, șefa! Iulia, dar trebuie doar să o convingi. Mărlane, era vorba să transmit în direct nuntă, nu înmormântare. Cu toate că înmormântările și morții fac audiența mult mai mare. În soarele-i, bă, pe gogoașe, că tot îl amenință măsa că dacă nu-și găsește nevastă, îl dezmoștenește. Și faci un bine moșcăitului, zău! Și cu cine să-l însor, Chiorete? Că ultima balenă din specia lui e acum în Franța, la studii! Păi atunci în soarele-i cu ăsta, că balenele, am înțeles, că sunt bisexuale. Ce vorbești? Minciună sfântată, delfinie homosexuale!
Mă rog, să-i zicem că sunt doi delfinași mai supraponderali. Hai bă, că se poate, na? Auzi, ia lăsați voi miștorile, că ideea e bună. Ce bună pupă, ce bună? Eu mă sor cu gogoașă. Sau și mai bine, dă bă anunț pe net, că acolo găsești o tonă de neveste. Și dacă îi zici în anunț că el e arăboi, îi găsești pe puțin 3-4 neveste. Păi tu știi că nu ești prost? Asta înseamnă 3-4 emisiuni? Hola! Hola! Ce vânt te aduce pe aici din țoasă? Doar pe tine te poate aduce vântul uscat-o. Hai mă, nu vă mai complimentați atât, gaițelor. Babo! Dacă vă zic ultima bombă, să nu spui că ai rămas borțoasă. Ba da, cu bărbactul. Că dacă tu n-ai de gând, am zis să te ajut eu. Să știi că eu am de gând, dar n-am cu cine, da? Hai mă, zi, nu ne mai fierbe. Sensoară gogoașă. Cu cine? Nu știu, cu cine a picat? A dat anunț la matrimoniale. Emma, să nu-mi spui că tu te uiți pe matrimoniale. Bine, nu spun, dar mă uit. Ce? Vreau să fiu și o mireasă până la sfârșitul anului și trebuie să aflu ce prețuri mai au nunțile. Ce-am zis? A, Dezi, stai mă, că nu ești uscată. Nu e mă, chiar te-ai mai împlinit. Auzi, bă? Dacă îi găsești o nașparlie să o ia de nevastă, dai și mie un 10% acolo, că și-am contribuit, am fost cu ideea. Sunt un fel de copro... Bine zis! Coproducător, bă, tablagiune! Păi, ești nebun? I-a scris o arăboaică. Aia ți-am zis eu că dacă spui că e arăboi, îl caută toată lumea pe internet, toate panoramele. Păi și dacă ne pune taxul să o cumpărăm cu cămile, ce-i dau? Îi dai cămiloiul de lângă tine, mă, și zici și tu că a doua cocoașe i-a căzut în față, mă. Poate o vrea un orangutan, cine știe. Bă, dă-te, dreacu. Ce dai tu mie, bă, dai, bă. Bă, dar dacă nu vrea gogoașă să... Nu vrea. Dacă aude ăla că-i faci harem... Ce, mă? Gogoașă? Ai uitat ce a zis măta? Vrei să te dezmoștenească? Știi ce? Fac ceva pe conceapa lui maică mea. Eu nu mă mări cu tălea cu cearșaf pe car, să fie clar. Gogoașă, nu mai e încotor. Ăsta încotro. E musai să o iei. Dar de ce e musai? Pentru că a răspuns doi locul tău și a zis cu ei. Bă, să mă spălați cu ea pe cap. Știi ce? Eu nu mă mări cu astea. Ce o să-mi facă? Ia? Nimic. În schimb neamurile... Îți ia bere gata. Că tradiția musulmană, nu te joci cu ea, tăticu. Dacă i-ai zis lui arăboiul că e fata, păi eu iei tăticu atunci, că altfel să consideră că e necinstit-o. Mai dai 10%. Consideră că ți-ai bătut joc de ei și te beregățește, mă. În ce m-ați băgat, mă, băiețe nebunita, binele? Iată cum o să vorbesc eu cu tipa. Ia, unde pleci, unde pleci? Stai aici și scrie că nu știu engleză. Hai! Mămica, potolește-te, a? Nu e adevărat nimica. Sunt doar o glumă. Hai mă, mămica, tu-l vezi pe gogoașe însurându-se. Dar ce nebună s-a rupt să ții toată viața ei cu butoiul de varză. Ce contează, Chiurete, ce contează? Important e că vrea să-și ia nevastă, nu ca alții. Mămica, potolește, dacă spui că nu e nimic adevărat în toată treaba asta. Gogoașe abar n-are, ăștia vrea să-l însoare. A făcut o mișto de el. Dar... Cine ți-a zis ție de combinația asta? E, cine mi-a zis? Păsa, de la el ai aflat. Bagă fitile scârba, bagă zâzanii între noi. Vrea să ne dă sparță. Ca să poate el a te consola porn. Lasă că te consolez eu pe tine, fonfăitule. Ți-ar bătul ăla. Băi, nebunule! Băi! Băi, stai mă, că nu mi-a zis el! A intrat? Da? Zii, să rămână. Bă, deșteptule, la musulmani n-ai voie să săruți mâna femeii. Da? Păi atunci, sărută-i ce e voie.
La musulmani, femeia sărută mâna bărbatului. A, da? Mm. Oh, bun, atunci zi așa. Sărută mâna. Ți-a trimis o poză. Coasă nebunească a vorbit, e cât Angelica. Ia cum mâncați așa, că astea n-ai voie să mănânci porc. Cum s-o fi făcut atâta? Nu poți să lasă. Zi, întreabă, de ce se grăbește atât de tare cu măritișul? Ce zice? Că e însărcinată. Ce mai e? Da, era cât piramidele. Și dacă nu se mărită până când naște, înseamnă că pierde zestrea de 5 miliarde de dolari. Ce mă? Întreabă repede când vrea să se mărite. Întreabă. Mâine, zic că mâine mă însor cu ea. E minciună, invenție de-a lui Pupăză sau cum? Ingratule! Ce mă? Dar de ce trebuie să-ți dau? Pentru că eu ți-am găsit-o. Am fost ca un fel de impresar pentru tine. Cum sunt frații Becali pentru fotbaliști? Uite, ca să nu zici că sunt lacom, cum se spune, o să-ți iau comision atâta cât iau și ei. 10%. Deci, ori doi, că sunt doi frați, 20%. În visele tale, Pupăză. Zisa română că te lasă transmis nunta în direct, da? Gogoașă. Gogoașă, nu fi inconștient. Nu te juca cu focul. Că dacă mă faci al naibii, te las fără mireasă. Hai, pă naiba! Uh-huh. Te povenești că o să fugă cu tine, a? Păi o să fugă, Gogoașă. O să fugă cu mine. Și știi de ce? Pentru că o să-i trimit o poză cu mine dezbrăcat și te întreb eu pe tine. Pe cine crezi că o să aleagă? Pe macho man-ul care este again and again and again, adică eu, sau un purcel slăninos, adică tu. Adică eu, porcul să... Exact, Gogoașă. Și ia în calcul că musulmanii nu le au cu porcul. Despre asta era vorba. Ce faci, măci? Faci... Ștergeam praful. Făceam curat, că... Vrem să vină oamenii aia, ne găsească așa, ne pregătiți noi de nuntră. Știi că e sarab și dacă ne găsește trei ca în cocină, ei nu mănâncă porci. Ăla face nuntă cu cercefoasa și nici măcar nu știe cum arată. Și chioretă-l meu? Păi tocmai asta e deșteaptă. E atracția pentru necunoscut. Ăla e disperat să o ia de nevastă ca să poată să-i vadă fața, că altfel n-are voie. Și îl roade curiozitatea. E ca la ouăle cu surpriză. Bărbații-s ca niște copii, mă. Le place să... Deci să-ți facă chestii. Dacă tu ai fost toantă și ai arătat lui Chiorete fața asta, ce să-ți fac? Trebuia să te înveli și tu, nu? Frunze de palmier, ca la tine acolo, înțelegi? Și te pânușai după nuntă. Frunze de palmier, zici? Da, dragă, frunze de palmier, să... Mă rog, nu știu, că nu m-am născut în junglă. Mămica, putem a discuta acum? Nu! Și ești ca pacient! Pe tine, mă! N-am nimic. Chiar vă vedem acum direct, așa? Întreabă când vine. Dar sper că i-ai zis să aducă ce-am stabilit, da? Pupăză, nu pot să-i zic nimic acum. Gogoașă. Nu începe iară, că... Ia treci tu încoace, mă, un pic. Vine încoace! Vine! Așteaptă... eu mă întorc, be back! Mă duc să pipi! Îți iau undeva? Sarna, let me introduce yourself. My name is Mărlanu. Ferdinand Mărlanu the First. Yes, me.
I'm the boyfriend of Gogoașa. Adică, adică nu chiar boyfriend-ul lui, mai prieten, just friend, friend. I'm friend and I am more sexy decât e el. More sexy. Păi dacă ți arăți aparatura, ia uite, voilà. Hați, turul de Navarone, tăticu. I'm too sexy for my cat, too sexy for my dog, too sexy for, for my all animals around the house. I want to meet you to came to Romania to make wedding. Me with you, to love, love me forever. Hai că a venit așa, dreacu, ce mă mănâncă de creta staturile astea, mai aveți grijă în voi, bă, de aparatul ăsta. Mulane, unde e Asina? Păi, dat-o. Nu mă, unde e fata? Aia, nu știu, nu e acolo, că era în cutiuța aia mică, parcă am văzut-o. Popoza, îmi pare rău, dacă nu e, nu pot să-i zic nimic. Lasă că-i zici când vin aici. Ce să-i zică, mă? Nu-i treaba ta ce să-i zică, da? A, nu? E, lasă, că în curând nu o să mai fie a voastră. Bună ziua! Doriți o programare? Fată, sunt eu, Daisy. Uite, tu ai nebunit, ce-i cu tine așa? E, uite! Mă duc la Achiorete să-i arăt ce a pierdut. Bă, tu vrei să te desparți de el? Mă, să știi că n-ar fi exclus. Că dacă mă duc îmbrăcată așa la vilă, știi, poate stârnesc și altora curiozitatea pentru un necunoscut. Mai știi? Daisy, uite-te la mine. Care altora? Păi, cu altora. Că dacă sare cineva pe mine, pot eu să refuz? Niciun gând. Mă, să nu cumva să faci vreo prostie cu pupăză, că știu că la el te gândești. Eu? Doamne ferește, ce ai nebunit? Am dat eu vreun nume? Dar dacă e să se întâmple? Pupăză? Auzi, fii atent. Fii atent că vine nebuna de Daisy, îmbrăcată în arăboaică și vrea să se dea la tine. Poate nu-i zici lui Dezirica, mea, bă, că ți-ai luat-o pe arăboaică asta de interes, că dracii te găsește. Îi zic, bă, disperatule, și vă fac și cinste cu o vilă. Să aveți unde să vă împăcați. Așa avea, bă, Gogoș. Bă, m-a sunat arăboaică. Pe tine? Dar pe cine ai fi vrut, întălăule? Păi tu știi engleza pe care o știu eu, mă? Hai, du-te imediat în iatacul tău, ăsta, în camera ta, și o aștepți acolo. Că la ei tradiția este ca să o aducă neamurile în iatacul viitorului, adică al tău. Hai, du-te! În iatac? Da. În iatacul meu? Trăile-ar tradiția! Yes, yes, yes! Și tu, Chiorete, du-te și ia o sticlă de apă plată. Păi, Sandilo, păi avem. Mai ia, Chiorete, mai ia! Că ăștia sunt arăboi și vin din deșert, gata deshidratați. Hai, du-te! Dă bani! Chiorete! Lasă-mă că iau eu de la mine, dă-mi pușculiță. Treacu de chitros, văd dacă ai scoate una de un leu al dracu și ești. Hai! Păi, zile, e nebunit? Unde să... Păi, ne omoară Chiorete! Du-te, du-te, du-te! Du-te, fată, că vine la și ne omoară! Du-te, nu acum, lasă-mi! Măi, ce... Ce-ai făcut, bestia, la sora noastră? Ce-ai făcut? Ce? Sora voastră? Ha! Știam eu că m-ai văzut și herezat, ai lași ei cu să te rezolve. Ajutor! Ce ajutor, dragă, că n-am nevoie, ia uite ce armă aveți, am întotdeauna. Nu, Mărane, nu! Om, știi și numele, vai, dar mă simt flatulat.
Cima, Cima, ce faci? Violete, lasă-mă că strună de mine, dar mă nebuni, hai fac! Chiarete, ajută-mă, te rog, ajută-mă! Ești una de mire, gogoșerule, ai? Chiarete, eu... Ce mă priva cu țara vopțită? Și nu numai că a lovit-o, dar a vrut să ne ia și un miliard din bănuții de zestre. Asta bestia! Cumnețeilor, ocupați-vă voi de el, că nu vreau să-mi strice și luna de miere. Mai, așa, mai... Îndurare, îndurare, mai, mai băieți, uite, vă dau o cămilă de împăcare. E chiar dincolo, numai că nu are cocoașa în spate ca celelalte cămile, o are în față. E unicat. Liniștită. Sunt niște sticle de șampane, le-am dat câte una fraților tăi ca să se mai cinstească până ne cunoaștem noi mai bine. N-ai vrea să-ți dai voalul jos? Ca să-ți văd și o fața? What? What? Voalul, să-l dai jos ca să-ți văd și o fața. Oh, I understand. You wanna see my face. Yes, yes, face. Da. Șabetete. Na luna de mine. Mai sunt băieți. V-am pus un mesaj pe net, știi? Am venit. Avem și polițist. Super. O să fim ca aia din Village People. Ne băgăm direct. Ne băgăm, că doar de oameni la prejudecăți. Mamica! Cine-i luat de nevastă, Costeluș? Mumică, ce cauți mata aici? Am chemat-o eu, gogoașe, să-ți aducă niște zeamă de varză, bă! Urât faci, bă, la băutră, vai de capul tău! Ți-ai dat toți peste cap, bă, ce-ai ca toate elea? Tântișor, să știți că eu am zis să nu amestece băuturile, că ăsta e amator, nu știa bea! Deci am visat? Am visat! Nu s-a tânsurat! Yes! Yes! Nu ești prostul satului, nu ești căsătorit. Dar să știi că nici nu o să mai tolerezi mult chestia asta. Dacă până la sfârșitul anului nu-ți găsești o fătucă să mi-ai adus noră în casă, te dezmoștenesc! Să fie clar, să nu zici că nu ți-a spus. Tătușor, dacă doriți să știți că noi tricătăm o nevastă pe internet, că e plin de fete care vrea să mărita, să știi. Nu, 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 că visul e semn. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Ce vis, Costeluș, ce vis? Să știi că ideea e foarte bună. Băi, voi deja să începeți să-i căutați o fătucă pe terneten ăla, cum îi zici, matale? Și tu, prima fată pe care ți-o găsești că ăștia, mi-o aduci în casă, noră, că te termin! Nu, nu, o să găsesc o răpoaică care de fapt ești mata și nu vreau să mă însor cu mata! Nu vreau, stai să mă, nu vreau, nu... Taci că te crăb! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Cu cercefoasa și nici măcar nu știe cum arată. Da, Chiorete. Păi Tom, da, Chiorete, ce? Așa, bestia! Cumnațeilor, ocut. Oțu cupa, ați ubi. Sunteți grec? Ca mine?
diseară spar concurența. Ce faci? Pornești plasma din platou pe PRTV și o spargi cu ciocanul? Ce glumă bună! De la care neuron ți-a venit? De la stângul sau de la dreptul? Doi? Altul. Normal că am doi chiorete, că dacă aveam unul, eram șeful tău. Și ce invitat ai diseară, pupăză? Un cercetător super tare, mă. Unul gen Hâncu, care zice că a descoperit metoda cum să rămână un bărbat însărcinat. Ăsta-i subiect, mă. Păi ce bărbat e tâmpit să rămână însărcinat să-și pierde jumătate de creier, mă? Dar de ce să-și pierde jumătate de creier? Păi cum de ce, cocoașe? N-ai citit și tu că femeile care-i gravide și naște cedează copilului jumătate de creier? Care-i tâmpitul ăsta? Mai pune și tu mâna pe o carte de specialitate, de graviditate. Păi ai citit tu cărți de astea, mă, de specialitate, de graviditate? Am citit, că mă îngrășeasem eu și am crezut că am rămas gravid. Și cine putea să te lase, mă, Fecioara Maria? Duhul Sfânt? Da, fii subvențial, pupă, să că altceva n-ai învățat. Extraterestri, bă, tâmpitule, că mai fost niște cazuri care... Da, mă rog, hai că deviem. Păi, normal, dacă vorbim cu un deviat. Bă, pupăză, să știi că Mărlanul are dreptate, bă. Deci ar fi bărbații interesați să rămâie graviți. Că dacă vor să aibă burta până la gură, e de ajuns să mănânce ca porci, bă. Nii n-au nevoie de sărcină. Iată exemplu la ăștia doi, ia. Băi, fraierilor, orice bărbat, mă, din lume și-ar dori să rămână gravid. Că ea de la Cartea Recordurilor au zis că dau $1,000,000 recompensă pentru primul mascul care reușește chestia asta. Ce? Ce auzi, umflatule? Mă rog, dacă nu cumva slănina ți-a obturat canal auditiv. Ală, e pe bune? E pe bune, mă, dar stai liniște că e imposibil chiar și pentru tine. Păi dacă e imposibil, atunci de ce l-ai mai invitat, mă, pe ăla la emisiune? Pentru că nebunii fac audiență, Chioret. Pentru ce e asta? Ca să interferezi diverse frecvențe. Iubito, am stabilit că nu ne mai înjurăm, da? Adică să intri pe frecvențele unor instituții și să faci ascultări. Ca aia de la SRI? Și pe cine trebuie să asculți? Pe Băse, pe Bodo, nu? Un pârlit de taximetrist. Angajat nevastă sa. Bănuie că o înșeală cu aia de la dispecera. Wow! A intrat pe frecvența taxiurilor? Și el aș trimite bezele cu aia, nu? De asta scol și asta, văd ce zici. Dispar, mă, dispar, că nu e de joacă. E ilegal ce fac. Să te dracu să pui mâna pe el, că te crăb, mă. Dar microfonul pentru ce? Vorbești cu el, nu? N-ai tu treabă! Dispar! Bă, gogoașe, bă! E șansa vieții noastre, bă, boule! Mărlane, tu te-ai bolozit? N-ai auzit că e Caterinca, că e vrăjeală, oha? Cum dracu să rămână bărbatul gravid și să mai cinască? Dacă e pe bune, dacă nu-i la oha, că n-a verificat nimeni, că toți crede că e oha sau că e o constipație, asta o conspirație. Dacă se poate, dacă ia de la Cartea Recordurilor minte ca să nu ne-a dat nouă bani. Ha? Auzi? Bă, eu nu cred nimic din toate chestiile astea, n-ai decât. Rămâi tu gravid și naște tu, dacă poți. Gogoasă, nu fi bău că dacă suntem boi, nu fi bău că dacă suntem doi, avem șanse duble, idiotule. Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mine sau cu tine, avortează vreunul de noi. Rămâne ălălalt în competiție și banii împărțim frățește, mă. Și cum naștem, mă, deșteptule? Că un copil nu poate să iasă pe... Ce avem noi? Avem noi. Bă, tâmpitule, noi nu naștem pe ce avem noi. Ne face cezariană. Ce? Adică ce? Eu trebuie să mă tai pe burtă? Nu merită tăietura titica gogoașă 1,000,000 de parai? Merită. Și cine garantează mie că tăietura e titica? Eu!
Că am citit în cărți de gravide, nu ți-am mai zis. E ca o apendicită, dar dacă îi pusă pe mijlocul burții, mai dă-o măta. Asta, măsa. Bă, nu cred nimic până nu verific din trei surse. Ca și jurnalistic. 2-10, 2-10. Mă aude cineva? Doi. Wow! Am intrat pe frecvența radiourilor. Sunt Cătălin Despuiatu și vă prezint știrile. Bărbații pot rămâne gravizi. Balenele eșuează de plictiseală. În schimb, vremea va fi variabilă. Urmează știrile din larg. Conform unui studiu făcut de Universitatea Pyroblast din Statele Unite, se pare că bărbații pot rămâne însărcinați. Aha! Aceștia pot fi inseminați prin... Ce ai făcut, idiotule? Dă-i înapoi că te nebunesc! Dar n-am făcut nimic. Sper că n-ai umblat la aparat. Ba da, am și prezentat știrile la radio cu el. Ce mai vrei, gogoașa? A zis și la radio. E verificată. Mărlane, eu am zis că o să verific din trei surse. Asta e abia una. Bă, tâmpitule, asta una e toate trei. Că ea la radio nu difuzează o știre până nu o verifică ei din trei surse. Animalule care ești. Dai seama cu câți bărbați dă buluc la inseminări? Păi vrei să ne ia alții milionul, bă? Dă-i frumos. Hai, dă-i pe pupăză și o să vedem cum trebuie să procedăm. Iubi, tu știi de când am mai făcut așa ceva? De mult. Știu, Iubi, da. Ba, am avut eu de treabă la birou. Ba, am fost certați. E, și nu te-ai fi gândit tu să ne împăcăm așa? Aha, i-am prins! Cu unde pleci? Să-i pozez, că și-au dat întâlnire, fraierii. Fraiere, anulează întâlnirea! Anulează întâlnirea că te-ai ars! Și uite, frecvența poliției. Către toate unitățile, măcel în ferentari. Repet, măcel în ferentari. Scuze, e șeful. Yes! Da, să trăiți, șeful. Ordonați! Acum! Am înțeles. Viu! Unde pleci? E măcel mare în ferentari, mămică. E nevoie de toate efectivele. M-a chemat șeful, moț, cop, trebuie să ajung și acolo. Dar promit că mi-au revanșa când mă întorc. Hai. Da, dumneavoastră sunteți medic cu patalama la mână? În primul rând vreau să spun bună seara telespectatorilor și invitaților dumneavoastră. Și dacă vorbim de medic, să știți că eu sunt chiar doctor honorius maximus al Academiei din Casa Vencia. Domnule Pupăză, sunt medicul curant al domnișoarei, celebrei domnișoarei Naomi de la TV și am asistat la nașterea fetiței Monicăi Columbeanu. La televizor, bineînțeles. Senzațional de impresionant. Așadar, dumneavoastră susțineți că ați descoperit o metodă. Chiar două, vreau să... Senzațional din nou, doamnelor și domnilor. Două metode prin care bărbații pot face copii. Spuneți-ne, vă rog, una din ele. Păi, eu pot să vi le spun chiar pe amândouă că e aceeași, înțelegeți? Numai că la prima...
metodă, inseminarea se face prin gură, respectiv prin cavitatea bucală, iar cealaltă metodă se face prin fund, respectiv prin orificiul anal. Mai lucrez încă la metoda cu urechea, mă rog. Facem prin gură, nu? Că doar nu suntem de ea. Dar vă dați seama dumneavoastră de amploarea acestei descoperiri? Spuneți-ne, în ce constă metoda? Dar ce? Eu sunt prost, adică să-mi fure americanii ideea, înțelegeți? E originală. Asta da, am înțeles, dar măcar spuneți-ne așa, în mare. În mare, da, sigur, fiți atenți, dacă doriți să notați, deci... Nu, că rețin, nu-i problemă. Da, da. Deci se ia un subiect uman, adică un bărbat, și se administrează în mod regulat, nu-i așa, lutinezină, estrogen, progesteron, hormon tiroidieni și gamma-fluorobuteraron. Da. Da, dar ce sunt toate astea? Ca să înțeleagă lumea. Da, da, sunt doze fixe de hormonii feminini care au rolul de a pregăti organismul pentru viitoarea sarcină, înțelegeți? Apoi se induce sarcina ectopică. Aha, adică? Adică sarcina fără uter, înțelegeți? Prin introducerea embrionului uman în abdomenul subiectului, adică în cavitatea abdominală. Prin gură sau prin fund? Prin gură, pupă sau prin fund, că nu știm de ea! Ați încercat practic metoda? Încă nu am încercat-o pentru că nu am găsit subiect uman. Înțelegeți? Am testat-o doar pe... Jovan! Haide, vrei să ne alții de aici, mișcă-te! Mă mușe cu goașe, mă! Să încerc acest experiment? Gata, mi-a fost doar alarmă fals. Să fie într-un ceas bun. Da, mă lăsați să transmit în direct, minut cu minut, evoluția sarcinilor. Contracurs, pupă, să bineînțeles. Băi, și neapane, tu în loc să mulțumești că l-am adus pe domnul doctor ca să... O sumă modică chitră, ca să avem și noi, mă, de... astea, de vitamine pentru bebeluși, ca să fie și sănătoși, mă. Așa, da, pentru copil, da. Da, da, atunci dacă v-ați înțeles, nu-i așa, putem să purcedem, nu? Adică vreți deja să ne inseminați? Aha, nu. Deocamdată va trebui să beți aceste două sticluțe care conțin hormoni feminini. Dar nu iei prins aseară? Nu, mă, că nu s-a mai dus la întâlnire. Parcă l-ar fi avertizat cineva. Incredibil. Ce e? Asta e. Iată, iepurii. Iubia, seara a fost o alarmă falsă. Un idiot a intrat pe frecvența noastră a poliției. Înțelegi, și-a făcut o glumă proastă. Dar seara asta nimic nu m-a ieșit de în cale ca să mă iubesc cu tine. Nu se poate, șef. Da, șeful. Haide, șeful, că zici și eu aici cu iubitica. Am înțeles să trăiți. Trăiți. Chiar-te, dacă mai pleci în seara asta, mă sinucid. Mămica, s-a descoperit un cadavru în Colentina și m-au chemat atât ca criminalist, cât și ca paranormal. Dar să știi că viu repede și îmi iau revanșa, promit. Ce-ați făcut? Ați băut toată sticla dintr-o dată?
Păi, doctore Batane, crezi că noi stăm aceleași frecamentă? Vrei să ne trezim că noi alții înainte? Dă poate să ghițim embrioanele alea cât mai avem alcool în sticla aceea. Hai că time is money. Da, metoda asta, să știți că nu... Intrăm, da. Intrăm în emisie. Doamnelor și domnilor, iată că momentul senzațional, dar ce zic eu senzațional, istoric, epocal, a sosit. În alarmele lor mă simțiți. Dar așa prost suntem, șeful. Păi orice agarici intră pe prevența noastră, toată lumea își bate joc de noi. Ce-am ajuns noi, șeful? Cine vrem panara mele astea? Nu știu nici o chiorete, dar o să aflu. O să aflu pentru că i-am rugat pe băieții de la tehnic să-i localizeze. Ia. Da, hai, zi. Așa, mersi. Iete adresa simpaticului. Asta e adresa lui Van Damme, șeful. Îi omor. Îi omor? Van Damme îl trimite pe ăsta peste tot, se poate întâlni cu gagică sa. Ăștia sunt amanți. Băi, opriți-l pe Chiorete, repede! A plecat deja șeful. Gali, 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 gali. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, domnul doctor le face deja primul control viitorilor tătici. E? Cum e domnul doctor? S-a prins embrionul? Numai un moment. Gali, gali, gali. Își caută loc. Senzațional, dragi prieteni, iată că embrionul își caută locul numai aici, la noi, în direct și în exclusivitate, la Pupăză Show! Și cum merge treaba, domnul doctor? Merge foarte bine, etapa aceasta a evoluat foarte bine cazul. Așa, dacă embrionul se fixează, urmează să trecem la etapa următoare, deci la schimbarea de sex, ca să poată naște normal. Adică! Ce? Uite, ne-a fost vorba că ne faceți o cezariană din aia mică. A, nici o cezariană. Că aveți prea multă grăsime pe burți și așa complicat de tăiat. Și oricum trebuia să facem operație de schimbare de sex ca să puteți să alăptați ca niște mămici viitoare ce sunteți, nu? Ceva, magarule, bă, să auză din gura ta, că numai tu ne-ai purtat pe coclauri și adio, cine rămân. Ah! Mă, mică! Tu ce ți-ai tăiat venele? S-au omorât! Ah! Ui, și nu ții, iubițica, idiotule, din cauza ta! Ah! Dar, mă, bătră! Mă, mică! Tu, iubi! Ah! Iartă-mă, iubi! Nu mai din cauza! N-am să merg niciodată! I-a omorât! Ce era ta cariera, bă, băiatule? Ce vorbim, șeful, acolo? Ce carieră? Ce vă bate joc? Ce zgoangele astea, bre? Pe cine să omor, bre? Hai, bre, de ce să-i omor? Chiorete! Chiorete, noi știm că ei erau amanți, Chiorete! De ce crezi că te trimitea Van Damme pe coclauri? Ca să rămână singur cu ea! Hai, ia-l! Erau amanți? Da, Chiorete! Să-i dracu să fiți! Amanți ai? Frați, nu puteți a fi! Hai, cereți! Ce faceți, mă? Avortez spontan, Pupăză! Ce vrei să faci? Și mie de ce nu-mi spuneți, băi, idioților, că cu avort în direct rupeam audiențele, mă! De ce, mă? De ce? Mersi, Pupăză!
acum. Opa, deci asta era jucăria, a? Ești arestată. Hai, mâine sus. Ia-o. Îmi luam tensiunea, domnul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. M-a acuzat răștia că am omorât pe Van Damme și pe Dezire. Dar nu e adevărat. Deși meritau cu prinsosință, ticăloșii. Tu știai, dragă, că ăștia doi erau amanți? Ce, mă? Ai vezi? Nici eu, nici tu nu știam. Dar știa toată România. Ah, ce orbi am fost. Ce orbi am fost, auzi? Mă, tu vorbi serios? Păi dacă spui. Cum n-ai bine să fiu moartă? Cum n-ai bine dacă eu sunt aici? Te rog frumos să-i dai drumul imediat. Ce cauți văd aici? Te așteptam pe tine, Fufo. Te întinzi cu bărbatul meu când eu sunt în misiune? Eu? Zic!